Bună dimineața din Thailanda! Salutare, dragilor! Astăzi avem pregătită o super excursie. Mergem să ne spălăm, de fapt. Avem zi de spa, din ce am înțeles. Spa e rezervat, nu? Da, spa în Namur cu elefanții, pe insula Koh Samui, pentru că pe insula Koh Samui suntem. Și o să ne-am rezervat o excursie la elefanți. Nu o să călărim elefanții, pentru că nu suntem de acord cu chestiile astea, dar o să mergem să le facem de mâncare, să îi plimbăm prin pădure. Câteva ore alături de ei. Sperăm noi să fie așa cum ne închipuim noi că o să fie activitatea, dar o să afli odată cu noi. Au venit și la noi la hotel cu chestii din asta. O să mergem la elefanți acolo, o să ne petrecem timpul cu ei și o să ne ducem înapoi la hotel. Excursia a costat 3000 de baxe, asta înseamnă 340, 50, 60. 350 de lei. 350 de lei de persoană. Da, hai să vedem ce aventuri ne așteaptă și azi. Bună dimineața. Am și un pitic. Foarte curat aici în zonă și foarte bine întreținut tot treaba asta. Mi-a spus să ne spălăm pe mâini pentru că chimicalele de pe mâinile noastre nu sunt ok pentru elefanți. Pentru că le vom pregăti mâncare, o să le facem dodoaște de alea, chestii de alea. Dodoaște, gogoași, gogoși din alea. Mânice. Da. Da. Foarte frumos arată toată zona asta de aici. Good morning again, everybody. How are you? Yes, excellent. Welcome everyone to Sumoy Elephant Home. Yes, my name is Pat. Am început cu regulile și măsurile de siguranță în interacțiunea cu elefanții. A fost o prezentare scurtă, ne-au spus și ce fac ei aici. Ei practic încearcă să salveze elefanții care sunt chinuiți în alte locuri din Thailanda, îi cumpără, îi aduc aici, îi îngrijesc și încearcă să îi reintegreze în sălbăticie, să spun așa. Au 8 elefanți până acum. Mi-a prezentat pe fiecare în parte, dar o să-i vezi imediat pentru că o să interacționăm cu ei. Acum le facem de mâncare. Uite aici. Mâncarea pe care o să o amestecăm. Hai să mă duc și eu lângă Simina. Simina, lasă-mi și mie un loc lângă tine. 4. 2 people each bowl. 2. Uite, doi aici facem de mâncare. Începem prepararea mâncării. Mi s-a explicat cum se face treaba asta și începem prepararea mâncării acum. Da, ni s-a spus că trebuie să curățăm bananele de coajă, deși elefanții mănâncă în mod normal și coaja bananelor. Dar în rețeta de azi avem fără coajă. Și uite, ne aduce și n-am înțeles ce sunt astea, ne-a zis, dar n-am înțeles. Niște verdeață mai este. Și supliment, ceva supliment, na, vitamine. Vitamine, da. Așa. Capunca. Așa, deci avem banane, avem verdeața aceasta și acest supliment. Acesta este dovleac. Dovleacul a spus să-l punem întreg, doar să-l rupem bucățele și să le fărâmăm. Și mai avem și tamarin. Tamarinul, dacă găliți un pic, o să vezi că arată ca niște păstăi. Ăsta este acrișor. Și se folosește... Acrișor după ce se l-ai mirosit și ți-ai dat seama că e acrișor? Da, miroase acrișor. Ok. Așa, se folosește în dulce foarte mult tamarinul. La dulciuri, adică. Da. Și banane, trebuie să rup și pe alea bucăți, am auzit eu. Nu trebuie rupte, că le... Se le morfoiește aici. Mesteci. Și ne-a spus să facem 5-6 biluțe de-astea de mâncare, pentru că dacă facem o bilă mare, elefantul o ia, o mănâncă și gata, nu mai stă mai să mai facă poze, că... Și-a obținut, și-a văzut interesul și de-aia să facem 5-6 biluțe mai mici ca să putem să-i dăm cu o biluță să stea la poză. Îl mituim pe nenea, pe tanti elefant, pentru că aici în acest adăpost sunt 6 elefanți femele, 6 doamne, un domn și un domnișor. Da, ce este de important de reținut este faptul că aici este un centru de salvare al elefanților. Nu este un loc unde vii și călărești elefanții, lucru pe care noi vă îndrumăm să nu-l faceți niciodată. Fiți, petrești timp cu ei, îi hrănește mult spus, că doar îi
mituiești pentru o poză, pentru că ei mănâncă foarte mult, ei mănâncă undeva la 10% din greutatea corpului lor. Da. Oare am reținut bine? Deci ce facem noi acum e... Păi așa, freacă-le ca pe chiftele. Așa. Damian știe că el îmi face chiftele. Păi îmi face chiftele, da. Of, sunt gata chiftelele pentru ele. Mergem să le prăjim, le facem un sos frumos, mâncă niște întrebăm cum le vor, piure, niște cări, ceva pe ele. Să le întrebăm cum vor. Gata, nu se aruncă nimic, uite și pe astea de banane. Așa, este aici, este sushi, ni s-a spus, așa se face sushi pentru elefanței. Da, am împăturit astea și acum o să mergem să le mâncăm, te spală-te pe mâini. Și o să mergem să le dăm să mănânce, toată lumea și-a pregătit biruțele aici. Și o să mergem să le dăm să mănânce. Uite acolo, departe sunt elefanței, nu mai au răbdare, ei știu că la ora asta e cu mâncare și cu din asta. Da, 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 am văzut și când am venit, da. Ei știu că au învățat programul, că în fiecare zi, la ora asta, mai ales văd că vin oameni, înseamnă mâncare. Ei au învățat și uite, sunt nerăbdători. Da. Nu știu, am mai fost o dată, parcă în Phuket am interacționat cu elefanții atât de aproape, le-am dat să mănânce. Când ți-era ție frică să-i dai banane. Acum ai ți-e teamă? Da? Un pic, da. Uitați, chiftelele gata aici, sushi chiftelele, făcute de semina la ei, până la cum le-ai făcut, la cuptor, la abur, la cum? Le-am făcut sting ca să fie mai sănătoase. Ah, ok, bine. Alright, sir, now elephant coming, please, everybody make 4 steps back, please. Make 4 steps back, please. Ia uite, cum vin ei. La mâncare. Dragii de ei. Wow, cât sunt de mari. Hei, bună ziua. Dar ce faceți dumneavoastră? Uite, știu că primesc mâncare, uite cum vine. Ia. Ia uite. Asta o fi Maria? Hai Simone, dai să mănânce. Ia, hai Simone. Ia, iubitul meu. Eu salut. Stai un pic la poză. Așa. Păi ce faci, boss? Gata, pe zi-a? Uai, ce uite. Măi, frumos, pete, măi. Vrei să mai dai? Vine să plâng. Mai dai tu? Hai mai dai tu. I-am dat un bețișor de ăsta de trestie de zahăr și el tot insista să-i mai dăm, să mai dăm, uite cum face acum. Nu vrea să le mănânce pe rând. Și strânge așa mai multe, fii atent la el. Mă rog, la ea, că este o fetiță, o doamnă. S-a terminat coșul nostru. S-a terminat să vedem cum reacționează, dacă mai era ceva, mai suntem prieteni. S-a terminat mâncarea. Nu mai este. S-a terminat mâncarea, nu mai suntem prieteni, ia? Ia uite. Ia uite cum stau aici. Ei au învățat că au programul fiecare zi de mâncare.
Asta de aici ne spunea instructorul că o cheamă Maria și că este cea mai mâncăcioasă. Uite, o să și vede că e o grăsană. Și a zis că atâta timp cât ai mâncare, e prietena ta, stă frumos la poze, n-are nicio treabă. După ce s-a terminat mâncarea, la revedere, drum bun. Nu te mai bag în seamă. Nu mai am. Nu mai am mâncare. Ne-au dat câte o gentuță din asta în care m-au pus o sticlă de apă și câte o pălărie. Vietnamic style. Și mergem să ne plimbăm cu elefanții, să-i plimbăm pe aici, pe... Au rezervația de aici are 14 acri, parcă a zis, sau 14 hectare de teren unde pot sta elefanții și unde se pot plimba în voie. Locul este împărțit în două teritorii, să le numim așa, pentru că Maria, elefantica Soaica, cea gurmandă. Gurmandă, da, ai spus-o foarte frumos, căutam și eu un compliment care să mă descrie. Când vine vorba de mâncare, devine un pic cam agresivă. Și teritorială. Atunci, ca să nu se ia la bătaie cu celălalt elefant care încearcă și să mănânce, să supraviețuiască, se îi separă când se plimbă. Pe ea și pe o altă elefantică, pentru că a avut clinciuri cu una dintre ele. Și pe ele două le separă atunci când se plimbă, una se plimbă într-un capăt al campului și alta în celălalt capăt, iar restul elefanților n-au nicio treabă, doar ele două au ce au de împărțit. Acum, dacă mi-aș permite o glumă, da, femeile între ele, ce să zic? Au! Ia uite cum mănâncă și aici, i-au adus și aici, uite cât de mare e întinderea asta de alura aici a rezervației. Și se întinde mult încolo și în partea alaltă. Și uite, ce le-am dat noi a fost doar... uite și pe ăla micu. Pe Lucky, Lucky îl cheamă, da. Ce le-am dat noi a fost doar așa, un aperitiv, să zic. Ei mănâncă 10% din greutatea corpului în fiecare zi. Dai seama, foarte multă mâncare. De-aia e foarte costisitor să întreții un centru din ăsta de salvare a elefanților. Vezi că i-a dat coaja deasupra și uite, e dulce, cred da, că. Uite cum decojește cu trompa. Decojește cu trompa elefant. This area where we leave the elephant enjoy the food by himself. I'm told you this elephant that they have a big muscle, right? And they need big space, yeah, for them. So the land surrounding we got 14 acres up here as well. Yeah, in the bush. So natural path for elephant deeper about 200 meters. So there's water from the mountain. Is elephant can get in when it's they enjoy the time by themselves without people, because the activity we don't do that every day. Elephant they need the time by themselves without people. We making the activity 5 days a week. So now the water at the natural bath is dry. No water at the moment. Din păcate nu putem să mergem să facem baie cu elefanții. Era unul dintre lucrurile care erau incluse în turul ăsta, pentru că nu a plouat foarte mult timp, iar piscina naturală, să spun așa, e undeva în spate acolo și e secată. Dar putem să stăm printre elefanți pe aici, să ne facem poze cu ei și să-i admirăm în timp ce mănâncă. Da. Ce drăgălași sunt și ochii blânzi, așa. Deci nu poți să-mi închipui cum cineva n-are atâta suflet să-i chinuie. Adică, cum? Cum să-i chinui și să nu simți nimic. Mergem acum la Maria, la mâncăcioasa Maria, pentru că Maria Simina vrea o poză cu Maria. Dacă și Maria va dori să facă poză. Da, bineînțeles. Am venit și la mezinul echipei de aici. Îl cheamă Lucky și are 5 ani. Ia uite-l. Hei, Lucky! Salutare! Ești un mâncăcios. Ce faci, mă, prietene? Uite cum dă cu piciorul, cum să-și așează aia mai bine, că poate să o rupă. Ce faci, mă, prietene, mă? Măi, mititelule, măi. Ha? Nu mai vrei aici? Ți s-a luat, ha? Nu mai vrea aici, s-a supărat, vrea în altă parte.
Așa l-a bătut cu el, nu? Da. Să-l duce la măsa, să ne spună că am stă, că nu l-am deranjat de la masă. Uite, s-a dus, s-a pus între elefanții ăștia doi mari, care sunt practic mamele lui adoptive, pentru că mama lui a murit. Și astea două l-au adoptat. Astea două, mai prima Maria l-a adoptat, după care a venit, au adus-o și pe cealaltă. Și l-a adoptat și cealaltă. Și la acum, na, văzând așa multă lume, mă gândesc că s-a speriat sau ceva și a venit aici, între ele, unde e în siguranță, unde se simte în siguranță. Na, ia uite-l cum se bagă sub maică ta. Măi, prietene, tu te cam alinți acum. Așa este, te cam alinți de pomul ăla, nu? Te duci la mama iar? Okay. Everybody got photo ready? Then we're gonna moving back to our camp. All right, sir. Uite, așa se numește locul unde suntem acum, Samui Elephant Home. Asta ca să știi, dacă vrei să-ți rezervi și tu o excursie când vii aici, din asta în care ne-am rezervat noi, și poate tu ai noroc și este apă să mergi să faci și baie cu elefanții, pentru că acum piscina e naturală, e secă. Hai să vedem că, uite, le-au amenajat oamenii ăștia un loc unde să-și dea cu pământ pe ei. Și o să fie Lucky și Maria de data asta, cei care se vor proteja de țânțari și de mușe. Okay. Ia uite, aruncă cu nămol, le place foarte, ia uite, să-și tăpălește cu nămol ăsta micul. Uite, vreau să-mi mai găsa pe acolo. Ei se protejează în felul ăsta de muște, de țepăturile muștelor, fac un strat protector de nămol. Ia uite-l pe ăla micu ce se joacă. Măi, frumosule, ce faci? Salut! Uite, îi place și Maxim. Ia ce te protejești aici? Cumva? S-a supărat pe noi? Asta din spectacol. Ia. Uite, să-i dea apă, vrea să-i dea apă. Ia, uite ce-i place cum stă. S-a tăbolit ăla micul până mă, ia uite, s-a tăbolit. Gândește că așa fugit când eram noi la un ăla, în mașină. Ia uite-l cum stă. Măi, caragiosule, măi. Păi aia Maria-l cearpe. Da, că doare irătare de lui. Ia uite-l ce se joacă. Mai vrea și el apă? Să duce cu trompa, să-i dea și lui apă, ia uite. E ca un copil. Un copil se joacă. Te-ai emoționat? Da! Uite, aduce elefanții aici, au improvizat piscina asta, făcut chestia asta pentru că nu e apă în piscina naturală. Și aduc elefanții aici, uite, îi bagă pe acolo, spală pe picioare. Și bagă aici în apă. Și să intrăm și noi cu ei în apă. Le face baie. Nu vrea să intre în apă. Nu vrea să spele pe picioare, na. Nu vrea să se ude pe picioare astăzi. Da. Nu vrea. Uite că nu vrea. Hai că vrea până la urmă. Ia uite, uite, încearcă cu piciorul așa un pic. Ce tare. Nu,
Hai, la băiță. Facem o baie împreună? Stimabilă doamnă, să nu-mi iei camera, că nu e de mâncare, da? Nu e de mâncare camera. Ai. 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 Oh, oh. For. Oh. Uite, o spală bine de pământ ca să nu murdărească apa. Dacă mai intră în apă. Și mai vine o doamnă la baie. Doamna Maria. Doamna Maria face baie cu Maria, cu cealaltă Mărie. Măriile fac baie. Gata, uite, intră în apă. Ia, uite. Da, acum mai bag în ăsta aici, păcat că nu e apă să filmez la piscina aia naturală de acolo din spate, că acolo e un râu mare și intram cu mai mulți, intram cu toții. Uite, mai venit tu la noroi încă. A, îi aduce pe rând la noroi să se protejeze, da, da, da. Bună ziua, doamna Maria. Cam ustrăcioasă, doamna Maria, o cred. Pe la epilat, nu? Un cosmetician bun. Pe la epilat, nu? Ea nu se joacă. Îi place în apă. Maria, unde e Titus? Unde l-ai lăsat pe Titus? Hai? Ah, mi-a dat o mică peste. Dacă e mie, o mea. Dacă e mie, o mea. Nu mă uita acolo, tu dă-i că aș cânta așa și o dă-ți pe tine. Aveți ca o sfinte! Oalu, ce mi-a dat pe zile! Și mie dat! Hai, Maria! Hai, Maria! Uite, avem și mâncare inclusă în prețul acestei excursii. Au adus și niște orez. Să rămână... Și avem niște spring rolls și aia ce sunt asigur. Cum e spring rolls-ul? E nou, gas. Bun? Foarte bun. Veggie? E, da, cu legume. Și astea cred că cu creveți, după culoare. Cred că e ceva pastă cu creveți, da. Da, e pește ceva. Și un spus ceva. Avem acolo și apă și suc de guava. Pardon? On the house. Și un fried rice. Deci în prețul excursiei ăsta la elefanți, pe lângă interacțiunea cu elefanții, a intrat și mâncarea, plus cafea, apă, fresh. Am zis că a costat? Am zis, dar n-am plătit. N-am plătit încă. Așa. Că Damian a făcut foarte multe confuzii astăzi, eu zic să așteptăm până la vină. Da, am încurcat ora, nu știu de ce, când am bucuit acum două zile, mi-a dat mesaj și mi-a spus ora. Dar eu am scris, adică scria că excursia turul ăsta durează de la 9 la 12.
Și nu știu ce am presupus eu că la 9 vine să ne ia, pentru că în mesajul pe care mi-l-a dat în SMS scria că între 8 și 15, 8 și 30 ne-a de la hotel. Și nu ne-am trezit liniștit, ne-am dus la masă, la hotel, la micul dejun, stăteam liniștit la masă, era și 34 când m-am mutat în aceea. Și nu știu de ce m-am uitat la SMS și când am văzut, aoleu, și 34, fugi repede, ne-am dus, era deja la recepție, mașina era deja venită să ne ia, ne-am cerut scuze, în 2 minute ne-am mobilizat și ne-am urcat în mașină și am venit aici. Da, deci a început cu peripeții turul ăsta. Dar până acum... emoționant, da, emoționant. Sunt așa ființe blânde, elefanții ăștia și ochii așa foarte, foarte mișto. Ia, spune-ne cum este orezul. Orezul, nu prea cum stai greș cu orezul. Faci pe bun. Să avem poftă. Wow, ce zici și ce experiență! Se încheie aici experiența asta. Dar Maria și Lucky o să meargă cu noi acasă sub formă de magnet de frigider. O să fie magneții de perete, pentru că dacă ne urmărești ceva timp știi că noi avem un perete imens cu vopsea magnetică și avem plin de magneți acolo. Și o să țină companie celorlalți magneți pe care i-am adunat noi din întreaga lume. Doamne, ce experiență frumoasă a fost! Ah, și ne-au făcut un cadou. Foarte drăguț, cei de aici au filmat toată activitatea cu noi, tot ce am făcut și ne l-a trimis pe e-mail complet gratuit ca să avem o amintire de aici, din locul ăsta. A fost foarte frumos, vă recomandăm să vizitați aici sau în altă parte, un astfel de loc. Foarte important, aici nu se călăresc elefanți, da? Deci dacă ești genul ăla de persoană, nu, tururile astea de aici, din Koh Samui, nu sunt pentru tine. Aș putea să spun unde sunt, dar prefer să nu. Mai bine nu. Se fac în alte părți, dar aș prefera să nu spun unde. Aici e un loc unde elefanții sunt salvați, sunt ajutați să trăiască normal, așa cum fiecare dintre noi ar trebui să trăiască. Vii aici, interacționezi cu ei, le faci baie, le faci să mănânce, îi mângâi, îi faci poze cu ei. E foarte frumos. Deci noi chiar recomandăm experiența asta, ne-am simțit așa. Și sunt așa de blânzi, sunt... Nu știu, să te uiți în ochii lor, uite, mă ia așa iar cu, și pe mine pe acum. M-am emoționat foarte mult. Da. Și eu și Simina mai devreme. Da, sunt blând, așa, o privire așa blândă și... Doamne, ce experiență, ce experiență. Ah, mai vreau astfel de experiențe cu siguranță. Îți mulțumim tare mult că ai rămas alături de noi până acum. Dacă ai ceva întrebări, nu știu, ai nevoie de informații, whatever, lasă-ne un comentariu, suntem aici să îți răspundem. Lasă și un like acestui video dacă ți-a plăcut, vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, ca de fiecare dată, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo. Până data viitoare, salutare! Salutare!